Mergem mai departe, pentru că tot am vorbit de ciucă. Ciucă, rămânem aici în discuție, pentru că vorbim despre tine și cred că există o legătură între tine și Randy. Legătura este următoarea. Randy lansează o piesă care vorbește despre căutarea constantă a jumătății. Nu știu... La radio. Ai auzit-o? Nu știu încă dacă melodia este pentru ciucă, dar aflăm acum de la Randy mai multe, dar piesa asta, ciucă, cu inimile... E pentru mine, clar. Merge la sufletelul tău. Randy! Domnul Cătălin! Da. Vreau să te întreb, pentru toate fanele noastre, de ce n-ai venit îmbrăcat în emisiune cum ai fost la repetiții mai devreme? Capăștrand? Capăștrand, așa. Nu era cazul, uite-te și tu la tine. Deci, domnul Randy, pentru toate fanele care au pierdut repetițiile, trebuie să știți că a venit într-un maieu extrem de decoltat, în niște pantaloni extrem de scurți, exact ca pe plajă în Jamaica. Ca pe plajă în Jamaica sau în Thailanda, da. Da. Haideți, povestim de piesa asta nouă, pentru că, exact cum zicea și Radu Ciucă, a auzit-o la radio și se aude peste tot piesa. Sper să audă peste tot. E o piesă pe care am compus-o împreună cu Șandor, îl știi pe Șandor? Celebru Șandor, un compozitor senzațional. Șandri. Sub supraveghere atentă al domnului Alin Ilieș, care ne-a ajutat cu chitările. Clipul este regizat de San și vorbește despre noi. Despre sensul vieții, așa cum îl văd eu. Și cum îl vezi? Păi iubirea e sensul vieții și apropierea de natura adevărată a noastră, umană. Așa și? Așa și? Ce vrei să știi? Vrei să înceapă telenovelele? Da, să înceapă telenovelele. Este inspirată din viața ta această melodie, domnule Randy? Este inspirată din gândurile mele, da. Din gândurile tale? Asta nu înseamnă că să au și material. Din gândurile tale am înțeles că-ți cauți jumătatea. Ca... Noi toți de altfel, nu e o căutare disperată, zi de zi, așa. Dar nu înțeleg de ce nu ți-ai găsit până acum jumătatea, domnul Randy, că sunteți bărbat bine, talentat, frumos. Poate asta e problema. Asta ar fi problema, dar nu cred, nu domnul știu, Randy. Nu știu. Cred că căutați mai multe jumătăți ca să faceți o singură jumătate. Nu mă stresez, sunt convins că cel al meu e pus deoparte. Câți ani ai, Randy, acum? 36. Mers spre 40. De la 36 o iau înapoi. De la 36 înapoi, da, da, da. Te chem la majorat. Da, perfect. Oameni buni, deci Randy are piesă nouă. Și știi că întotdeauna am spus un lucru pe care vreau să-l spun celor de acasă. Sunt foarte mulți artiști care vin aici, iar tu ești omul care de fiecare dată transporti o mașină imensă de scule pentru că vrei să cânti live. Pentru că toate aceste boxe, mixere, sunt ale tale, știi, ca să fie sunetul perfect. Lumea aplaudă că noi ne manifestăm cumva normalitatea aici, pentru că asta e normalitatea. Da, dar asta e o normalitate care pe tine te costă, să aduci tehnici, să aduci transportul instrumentelor și așa mai departe. Nu numai eu vreau să cânt live, toți băieții vor să cânte live. Adică e o chemare, până la urmă, muzica, pentru asta o facem, nu ca să ne vedem la televizor și să dăm autografe. El este Randy, oameni buni, băiatul care se vede la televizor, dă și autografe, dar își respectă foarte tare meseria. Șandri se uită la televizor? Da, voia să întrebe despre o piesă, dar spun la perfect, pauză. Perfect, dar vreau să spun că au sunat niște oameni de la Poiana Brașov. Domnul Șandri, compozitorul de la Famous, aia. A câștigat o săptămână la Poiana și nu se duce. Dar trebuie să precizăm cum a câștigat-o. A fost ultimul om care a plecat de la o petrecere. Da. Pe ringul de dans. Da, am fost la o petrecere, oameni buni, unde eu am prezentat, iar domnul Randy a trebuit să cânte toată noaptea la cererea fanilor, pentru că săracul om era foarte iubit acolo de către toți și tot mai ceau: Randy, te rog frumos, mai cântă-ne puțin. La 4:30, când eram, cum zicem noi, mileu. Da, mileu. Adică mergeam, știi, făceam slalom, dar n-aveam schiuri. Da, a trebuit să mai cânt. Da, dar toată lumea era acolo în față și te aplauda. Toată lumea era mileu oricum, deci nu mai înțelegea nimeni nimic. Adică, ce mai contează? Perfect. Randy, oameni bune, cântă o piesă pe care trebuie să o căutați pe YouTube. Piesa se numește Inim. Inim. Căutați Inim pe YouTube. Randy Inim, dați share, puneți-o pe Facebook, pe Instagram și ascultați-o, pentru că este o piesă super tare. Iar omul ăsta cântă live cu toată trupa lui. Băieți, felicitări, bravo, pentru că ați venit cu vreo 2 ore să repetați aici, să vă instalați instrumentele. Jos pălăria pentru voi. Bă, Randy, ești foarte talentat, mă. Doamne. Randy, Peggy, special pentru tine. Peggy, știi că e una dintre cele mai mari fane. Inim. Thank you.
Tu și eu, doi inimi pierdute, rădăcii de lume nevăzute, nu mai visam. De dragoste de noi ne ascundam, amândoi plini de nori și de drame. Eram goi și aveam un suflet de foame, de iubire, de viață, de aer. Ne-am găsit într-o clipă pe mare. Suntem inimi, inimi care au căutat nebune, jumătatea lor în lume. Predestinați să ne găsim în iubiri fără nume. Suntem inimi să mai rădăcim în neștire, predestinat să ne găsim în iubiri fără nume. Tu și eu două suflete de parc, în adâncuri cu vise într-o barcă. Ne căutam, inevitabil ne apropiam, amândoi voiam motive să credem că ne găsim mereu atunci când ne pierdem. Și ai apărut, puținul meu l-ai transformat în mult. Suntem inimi, inimi care au căutat nebune, jumătatea lor în lume. Predestinat să ne găsim în iubiri fără nume. Suntem inimi suverin când nu mai vrem iubire, să mai rădăcim în neștire, predestinat să ne găsim în iubiri fără nume. Și toți ne pierdem pe noi uneori, cu inimi insule fără culori, dar ne regăsim fără să știm în iubiri fără nume. Suntem inimi prin lumi străine, ochi strălucitori, dar cu șurc în vior. Ne regăsim fără să știm în iubiri fără nume. Suntem inimi suverin când nu mai vrem iubire, că să mai rădăcim în neștire, predestinat să ne găsim în iubiri fără nume. Suntem inimi, inimi care au căutat nebune, jumătatea lor în lume. Predestinat să ne găsim în iubiri fără nume. Suntem inimi suferi când nu mai vrem iubire, că să mai rădăcim în neștire, predestinat să ne găsim în iubiri fără nume.